Toate blocurile din Craiova vor avea la intrarea în scară covorașe cu dezinfectant. Varianta a fost aleasă la nivelul primăriei Craiova în contextul în care autoritățile întâmpină probleme în achiziția dispozitivelor pentru dezinfectant, care, conform ordonanțelor militare aflate în vigoare, ar trebui instalate în toate scările de bloc. Furnizorii au stocurile goale, iar momentan la Craiova nu s-a identificat niciun producător sau distribuitor care să dispună de aceste aparate. Primarul din Craiova a declarat că a luat această decizie pentru că îi se pare mult mai eficientă o astfel de măsură. Am studiat mai bine textul ordonanței și am ajuns la concluzia că este mult mai bună varianta pe care au ales-o alte unități teritoriale administrative din țară, și anume aceea de a pune un covor cu dezinfectant la intrarea în fiecare scară de bloc. În logica lucrurilor, noi am considerat că este mai bine să avem aceste mochete imbibate în permanență într-o soluție dezinfectantă, care să curețe tălpile încălțărilor înainte să intri în scara deja dezinfectată. Este cumva ilogic să pui un dozator pentru mâini în situația în care de cele mai multe ori intri în scara de bloc cu ceva în mână, geantă, plasă de cumpărături, etc. Considerăm că este mult mai important să intrăm în casă cu pantofii dezinfectați pe tălpi, a menționat primarul Mihail Genoiu. Totodată, acțiunea de dezinfectare a spațiilor comune de pe scările de bloc va continua pe toată perioada stării de urgență.